Nu credeam că o să zic asta vreodată, dar a sosit vremea să o zic. Mulțumesc, Ilies Vlogs, pentru unul dintre cele mai drăguțe momente pe care le-am avut pe YouTube. Adevărul este că Ilies Vlogs, în adâncul sufletului lui de țepar nenorocit, avea și o parte bună. Chit că partea bună era atât, dar era. Parte bună de care eu am aflat abia prin iulie 2016. Urmează să vă zic o chestie pe care voi nu știați. Eu cu Ilies Vlogs ne cunoaștem din septembrie 2015. Cum de ne cunoșteam? Ei bine, am lucrat împreună la un proiect de-a lui. Tot în perioada respectivă eu m-am apucat de YouTube. Iar de atunci, din septembrie 2015 până în iulie 2016, am ajuns la 1500 de abonați. Și nu cu una cu alta bate vântul, dar am ajuns la 1500 de abonați băgând bani în reclame pe Facebook, plătind diversi YouTuberi să facă promovare, printre care și pe Zappi, pe BC și pe Mr. Darjobo, ca să vă mai aduceți aminte. Și nu i-am dat mesajul lui Ilie să mă ajute să-mi crească canalul, deși aveam mai mulți abonați decât toți acești YouTuberi la un loc. Eu în vremea respectivă făceam sketch-uri, parodii, scurtmetraje și povesteam întâmplări din viața mea. Și Ilies Vlogs în perioada respectivă era pe val cu daily vlogurile. Și am zis, mă, hai să fac o parodie despre el, poate mai prinde și canalul meu niște tracțiune și am o idee foarte fan în cap. Și am făcut o parodie despre el, dar nu m-am gândit pentru o secundă că o să ajungă videoclipul, parodia, în radarul lui Ilies Vlogs. Și am urcat videoclipul pe la 9 seara, iar pe la 3 dimineața, țin minte că mă uitam la un episod din Ray Donovan, și am stat să mă citesc niște comentarii de pe YouTube. Și am văzut oameni care ziceau, hei, vin de la Ilie de pe Facebook, azi că-ți face promovare și pe YouTube, că hei, ce fani parodia, că nu știu ce, alții mi-au zis, da-l ba iob. Și vă dați seama că ăsta a fost un moment foarte drăguț pentru mine, a fost prima rampă de lansare. Și Ilies Vlogs urca daily vlogurile pe la 10:30-11 ziua, dimineața. Și țin minte că mi-am pus alarmă, m-am trezit a doua zi și ce să vezi, nu mi-a promovat parodia. Dar am zis, ok, poate ăsta este un daily vlog de... cu o zi în urmă și în daily vlogul de mâine sigur mă va promova. A doua zi la fel, nu mi-am găsit parodia menționată și mi-am pierdut speranțele, am zis ok, a uitat, poate s-a răzgândit și nu o să mai pun vreo reclamă de la Ilies Vlogs pe YouTube. Ai, dar a treia zi Ilies Vlogs mi-a menționat parodia pe YouTube și a zis că e foarte amuzantă, că el s-a distrat foarte copios și că să intre lumea să se uite, să lase un like și să se aboneze la mine. Și într-o săptămână, promovarea lui Ilies Vlogs mi-a ridicat canalul de la 1500 de abonați pe la 6-7000 de abonați. Deci era wow pentru mine. Adică într-un an am strâns 1500 de abonați și asta, într-o săptămână, mi-a adus de vreo 3 ori pe atât mai mulți abonați, sau de 4 ori. Deci da, vreau să-i mulțumesc lui Ilies Vlogs cu această ocazie pentru promovarea făcută acum 5 ani de zile. Și în caz că nu știți videoclipul, haideți cu mine să ne uităm la el. Bun, adevărata fața lui Ilies Vlogs. În caz că credeați că este fals, nu, este real, claxonul. Și are peste 500.000 de vizualizări din câte vedeți. Oare merită vizualizările, oare nu? Haideți să vedem. Atenție! Acest videoclip este doar o parodie. Nu are ca scop bajocura sau denigrarea unei persoane. Cea mai inutilă chestie pe lumea asta este să pui disclaimer la început videoclipurilor, să anunți că e parodie. Nu, a zis și Ilie în videoclip, mă copii, eu am râs la videoclipul ăsta, se vede cum are intenție rea și este doar o parodie, degeaba, uitați și voi câte dislike-uri. Au venit copiii, uai, dar și ai cu Ilie, ești invidios pe el, arbuz, degeaba, deci să nu mai puneți disclaimer la început că n-are niciun impact. Another awesome day. Hei, salut, cu voi este Ilie. Astăzi m-am trezit foarte de dimineață, foarte, foarte de dimineață, pe la 4 după amiaza. Știți că ăla mereu se trezea după amiază? Da, și voi uite, aleacă cât e ceasul. Uite acelea. Glumă la prima mână. Iau și 3G. Acum mergem să-mi fac un suc de fructe. După vremea când era 3G, mă. Haideți să mergem. Ia ce suc de fructe pregătim azi. Am terminat și sucul de fructe, uitați. Altceva, nu? Arată foarte natural. Mm-hmm. Bă, cât cola băga și omul ăla în el. Și bine, nu știu de ce zic că el, că și eu băgam o grămadă de cola și de Pepsi. Cum mergem să căutăm pe Jessie ca să ne jucăm cu ea? Haide să o căutăm. Jessie! Am zis, mă, dacă el... Își caută cățeaua peste tot și în vecinul și-o caută. Am zis, hai să o caut eu. Ce, mă, avem surditări? Ah, ok. Și da, mi-am căutat un vecin, nu?
ce erai? Ia, ce face fata frumoasă? Și aici cred că l-am imitat destul de bine, nu? L-am imitat destul de bine. Jessie, ia, ce face fata frumoasă? Și apropo, Jessie, am făcut 10 ani. Și nu e cățea. Și ca în fiecare videoclip a venit un fan și mi-a adus o sticlă de Coca-Cola. Chiar acum a sunat Colea și mi-a zis să mă duc să iau sticla de Coca-Cola de la poartă. Haide să mergem. Haide, după tine. Da. Ce asta? Asta e de Pepsi. Pepsi, dușmanul. Tirar mama voastră, dracu de fani proști, v-am să-mi luați cola, nu Pepsi. Pepsi chiar e indignat era. Săracului. Nu-i de parcă eu am pus sticla. Bine, cu toate că are același preț. Mi-ați adus Pepsi, Tirar mama voastră, dracu. Și că tot veni vorba de Pepsi și de cola. Apropo, n-am mai băut cola și Pepsi de 2 ani și 9 luni. Deci merită unul de aplauze. Hai, hai cu mine, oameni buni. Sper că aplaudați cu mine și că mă aplaud singur și voi uitați la mine. Te nenorociți. Junior, Junior. Junior era pisica, pui de pisică. Junior, Junior. Jesse, Jesse, ia ce tot, tot pe Jesse a găsit. Ia, ce face fata, ce fata frumoasă. Am scos-o pe Jesse la plimbare. Ia, uite-l, bă. Uitați. Jesse. Jesse. Am fost la prietenii de la Borshop, numai că... Asta e improvizație, asta n-am notat, nu nimic. Se pare că... Moriceam să trag cadru cu drona și am zis, hai mă, să vorbesc și puțin despre Borshop, că n-am zis au nimic. Închis, uitați, ușa închisă. Oh, lumina, 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 da, lumina, lumina. Uitați. Ia să vedem dacă pot să îndrept picioarele. Stai puțin, Ciprian. Wow. Închisă. Uitați, se vede, da? Se vede. Au închis azi, mai devreme. Dar nu-i problemă. Tot o să pur mâine un pennyboard skate park de acolo. Acum chem drona înapoi. Să-ți pregătiți o chemă? Și haide să vedem cum își întoarce Ilie drona. Dar nu-i drona mea. Vai, ce groaznic. Vai, ce groaznic. Uitați verdele ăsta, mă. Na, flight-ul ăsta s-a potrivit cu outro, da? Uitați și voi verdele ăsta. Mamă. Și ții minte că veneau oameni impresionați prin comentarii, na, cum 5 ani și ceva. Că, man, cum ai pus avionul ăla să cadă acolo, că nu știu ce. Și știu că i-a răspuns cineva, bă, e simplu, iei, cum să zic eu, avionul cu green screen de pe YouTube și scoți green screen-ul din spate. Și i-am șters comentariul, ca să pară că, bă, eu am stat și, chiar m-am străduit ca să fac asta. Și haideți să citim și niște comentarii, să vedem cine era prin comentarii. Nu-i de pare că asta am făcut acum două zile și voiam să vi-l arăt pe Orange Blue, pe bunul nostru prieten, Orange Blue. Nu e rău. Și am zis, mulțumim. Frați, uite așa. Uite așa eram. Și, uite, are vocea lui Ilie. Eu v-am zis, oameni. Jesse, ce erai? Ia, ce face fata frumoasă? Da, și cam ăsta este clipul. Merită 500 și ceva de mii de vizualizări. Mă, nu chiar, dar pentru vremea aia și dacă Ilie a simțit că merită mai multe vizualizări decât avea, iată-ne aici. Da. Da. Am vrut să îmi scot asta de pe piept și nu mă refer la lavalieră și am zis să-i dăm țeparului, ce al țeparului. Așa că mulțumesc, Ilie's Vlogs.